Pe 18 iunie, o patrulă din cadrul poliției orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe strada Calea Cernăuți din localitate un autoturism condus de un localnic de 31 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 31 de ani nu deținea permis de conducere. Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii au solicitat conducătorului auto să se supună testării cu aparatul etilotest, ocazie cu care acesta a refuzat atât testarea cât și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, ce va fi soluționat procedural.